Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Probleme la copșa mică. Adică? Da, acum nu știu, depinde din ce punct de din ce unghi privești. Probleme ori cu lemnul de foc, ori cu toaletele. Un grup de tineri din Copșa Mică a vandalizat toaleta publică din zona locurilor de picnic pentru a face rost de lemne pentru grătar. Toaleta a fost parțial avariată, iar aceștia au fost prinși după ce au fost filmați de camera de supraveghere amplasată în zonă. Și avem un comunicat transmis pe pagina de Facebook a primăriei, dacă nu mă înșel. Și în prima zi de Paște, după amiază, un grup de cetățeni, scrie reprezentantul primăriei, puțin certați cu legea și bunul simț, au distrus o parte din toaleta de la picnic. Picnic cred că e un loc unde s-au organizat pentru genul ăsta de activitate, pentru a procura lemnul de foc necesar la pregătirea mâncării. Grătare, ceaun, adică oamenii s-au întrebuințat. Întreaga acțiune a fost înregistrată pe camera de filmare amplasată în zona, așa că celor în cauză, primăria Copșa Mică le va face o plângere penală la poliție. Bă, acum nu înțeleg de ce au luat lemnul de foc de la toaletă. Pentru aromă sau că nu reușesc să mă prind. Am căutat, am fost curios să văd dacă lemnul face diferența. Și așa este. Deci e posibil să fie pentru asta. Am găsit pe site-ul casepractice.ro mai multe detalii despre asta. Uite, lemnul de stejar e preferatul bucătarilor atunci când aceștia prepară fleica afumată și cârnați. Okay. Lemnul de măr este ușor parfumat și este ideal pentru proteinele delicate, ca pieptul de pui sau feliile de somon. Bine, asta e deja o finețe, că se găsesc acum la anumite magazine de-astea pricopsite, găsești lemn de pentru grătar, de mirce... De ce vrei tu? Da, mă, dar lemn din toaletă publică nu găsești. Asta. Adică aroma asta nu o găsești. Da. Ce mai e? Lemnul de frasin, pentru pește și cărnuri roșii. Cel de cireș merge mână-mână cu carne de porc, pui sau vită, fiind indicat și pentru afumat. Lemnul de prun pentru cărnurile albe, precum pui sau pește și așa mai departe. La WC-ul trebuie să fie avut brad. Cel mai probabil. Eu mă aduc aminte de vremurile ceva mai sălbatice din vama veche. Nu că acum ar fi reglementate oarecum. Bag mâna în foc că s-ar putea întâmpla în absolut oricare din seriile de vară. Un grup de tineri aflați într-un team building prelungit la o oră destul de mică așa din noapte erau așezați în jurul unui foc de ăsta de tabără. Unul dintre ei cânta la chitară cântece din studenție și au rămas fără lemne de foc, știi? Mă rog, erau la o cârciumă acolo și băiatul ăla de la cârciumă îl cheamă pe unul din angajații lui și zice, rămân ăștia fără lemn de foc acolo, fără rost de ceva lemne, că pleacă și nu mai consumă, știi cum se întâmplă. Da, da. Și s-a dus, era un bătrân, s-a dus 20 de metri mai încolo, a dat două picioare într-un gard și a venit cu lemnele de foc și au continuat băieții petrecerea și a rămas așa, mă uitam de pe margine. Dar era gardul cârciumii sau? Era gardul, nu știu al cui era gardul, era gardul cuiva, cert e că a rupt un gard, nici nu mai contează. Și dacă erau al lor, ideea să rupi un gard ca să-l pui pe foc, mi se pare... Poate fi uneori... Foarte tare. Pe de altă parte... Am trăit o experiență interesantă apropo de locurile astea amenajate pentru picnic în Statele Unite, unde sunt chiar locuri special amenajate, unde niște cetățeni au grijă să facă grătarele, deci le și fac, cu lemnul de foc, cărbun și așa mai departe, și tu plătești acolo intrarea cu carnea de la tine de acasă, doar o pui pe grătar. Da, da. Și mi se pare mult mai civilizat din punctul ăsta de vedere, știi? Adică nu dai foc, nu sunt pericole, totul e controlat și așa mai departe. Da, bine. Sunt multe lucruri civilizate prin alte părți, dar la noi dacă nu faci focul cu mâna ta, e parte din, băi, mergem, suntem băieți de grătar. E adevărat. Până la urmă, de fapt, partea aia cu aprinsul focului și cu berile alea sau palinca dinainte stat în jurul de grătarului până... cărnii. Exact, e partea cea mai frumoasă. E partea cea mai frumoasă. După aia... Te umpli de fum, ai de lucru, trebuie să fii atent să nu se ardă. Mai vine câte unul vezi că ai prăjit-o prea mult. Și sau mai vezi frumos că când începi să scoți din ele pe tocătorul ăla lângă și să le feliezi și să ciugulești. Dar partea aia de foc, aia, dacă merg la un grătar și mi-a făcut unul focul și eu doar pun carnea pe grilajul ăla... Da, mă, și americanii ăștia au luat tot farme cu grătarul lui. N-au nici